Neatenția în trafic costă. Un șofer grăbit care venea dinspre parcul Bucov a produs un accident rutier la ieșirea din DN1B pentru că a acordat prioritate unei șoferițe care circula regulamentar. Femeia a fost grav rănită la cap, așa că a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Ploiești. Un autovehicul Dacia Papuc, care intenționa să iasă din zona parcului Bucov în DN1B, nu a acordat prioritate unui autoturism Matiz care se deplasa regulamentar pe drumul prioritar. În urma accidentului a rezultat o victimă, femeie de 55 de ani, cu un traumatism craniocerebral, în urma căruia și-a pierdut cunoștința. În acest moment este în curs de investigații, prezintă un hematom frontal important, urmează să facem investigațiile necesare. Martorii spun că accidentul ar fi putut fi evitat dacă șoferul autoturismului care a provocat accidentul ar fi fost mai hotărât în manevrarea volanului. Dânsul a fost cam nehotărât, că a vrut să intre, n-a vrut să intre, s-a răzgândit și când s-a băgat deja era prea în scurt. Dumnealui, ce s-a întâmplat la spital? Da, am ambii șoferi, sunt la spital pentru recoltarea probelor de sânge. Traficul a fost restricționat în zonă timp de o jumătate de oră. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului, dar și pentru luarea măsurilor legale care se impun. Cert este că șoferul care a provocat accidentul va rămâne pieton pentru câteva luni bune.